Bun găsit la Jurnalul Cultural, sunt Iuliana Marciuc, iar în această seară vorbim despre multe evenimente care vor avea loc în aceste zile. Muzeul Colecțiilor de Artă aduce în fața publicului o bogată expunere de obiecte religioase și laice, care fac parte din colecția renumiților Liana și Dan Nasta. Festivalul Urban Eye a ajuns la a 10-a ediție și promite experiențe deosebite care să ne ajute să cunoaștem și să iubim și mai mult Bucureștiul. Detalii ne va oferi invitata noastră, Monica Sebestien, codirector al evenimentului. Mâine, de la ora 11, debutează un nou sezon din seria de evenimente dedicate cititului, Book Hub, la MNAR, despre care vom vorbi cu Mona Ropotan, și jurnalistă și organizatoare, și cu scriitorul Ioan Temorar, invitat al acestei întâlniri. Aflăm și care sunt premierele teatrale ale acestor zile, dar vă invităm și la un megaconcert care va avea loc la Sala Palatului, despre care vom afla amănunte de la Alexandra Ungureanu și de la Daniel Sindilă, producător executiv al show-ului Adrian din Inima Enache, E o nebunie, din 14 noiembrie. Despre toate acestea, în următoarele 50 de minute, începe Jurnalul Cultural. O nouă expoziție deschisă în urmă cu puțin timp în capitală aduce în fața publicului eforturile prea puțin cunoscute ale colecționarilor de artă, care prin acest demers ajung și în atenția publicului larg. Fața nevăzută a colecției Liana și Dan Nasta este o nouă propunere a Muzeului Colecțiilor de Artă din capitală. O echipă de specialiști a etalat secțiunea de artă populară și cea de artă religioasă ale colecției donate Muzeului Național de Artă a României de către moștenitorii Elena și Mihai Nasta. Colecția Liana și Dan Nasta este cunoscută publicului de la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, însă cele mai importante artefacte ale acestei impresionante colecții au fost donate la Muzeul Colecțiilor de Artă. De data aceasta prezentăm colecția Dan și Liana Nasta, a căror donatori au fost moștenitorii colecției Mihail și Elena Nasta. Suntem onorați să avem această colecție și această personalitate importantă pentru cultura românească. Era un avizat colecționar pe acest domeniu, pe artă populară. E un om de teatru, e un scenograf, actor, regizor. Expoziția prezintă peste 100 de obiecte de artă religioasă și artă laică cu caracter popular, datate în perioada secolelor 17-20, precum icoane pictate pe sticlă sau pe lemn, cărți de cult, precum cazanii și evanghelii, obiecte de podoabă, cum ar fi cingători și paftale, cahle cu precădere transilvanene, scoarțe oltenești, moldovenești, și o scoarță basarabeană și tot felul de obiecte de uz casnic din ceramică smălțuită sau ceramică micasată și din lemn sculptat. Aceste obiecte au fost de cele mai multe ori asociate din punct de vedere tematic și anume avem obiecte care sunt grupate precum covoarele oltenești sau moldovenești și cahlele cu motivul pomului vieții asociate cu icoanele pe sticlă sau pe lemn decorate cu același motiv. Avem o scoarță cu pristolnice care este încadrată chiar de pristolnice de diferite tipologii și avem urcioare de nuntă din ceramică smălțuită asociate xilogram cu aceleași subiecte, destul de inedite în epocă. Cu o panotare exemplară, concepută de coordonatoarea proiectului Liliana Chiriac și de domnul arhitect Liviu Constantinescu, proiectul a beneficiat de contribuția unei importante echipe de specialiști din muzeu, dar și experți externi. Suntem obligați, cumva aș zice, o moral față de acești oameni care, cu suflet mare, care ne-au donat aceste piese, să le prezentăm într-o altă formulă, în alte expoziții, dar și în diverse publicații. Tocmai în ideea de a arăta publicului contribuția lui la dezvoltarea atât a cinematografiei românești, cât și la îmbogățirea patrimoniului muzeal. Catalogul consistent al expoziției a apărut în condiții grafice de excepție. Expoziția Partea Nevăzută a colecției Liana și Dan Nasta este însoțită și de repertoriul colecției. Repertoriul care cuprinde toate cele 769 de obiecte. Restaurarea lor, de altfel, a adus informații noi care ne-au încurajat la o nouă cercetare a pieselor și putem spune că acest repertoriu reunește munca unui colectiv de specialiști ai muzeului nostru, dar și specialiști din țară,
această frumoasă colaborare s-a materializat în acest repertoriu, unde obiectele sunt însoțite de imagini de rezoluție și toate informațiile necesare pentru iubitorii de artă, dar și pentru specialiști. Expoziția rămâne deschisă până pe 17 februarie 2024 la Muzeul Colecțiilor de Artă. În ziua de 10 noiembrie anului 1508 a apărut din inițiativa lui Radu cel Mare liturghierul slavon. Lucrarea a fost tipărită de călugărul Macarie și a constituit prima carte tipărită în țara românească. Volumul reprezintă o traducere din limba greacă și a fost considerat o formă rară printre liturghierele slavone. S-au păstrat însă doar 5 exemplare din această carte. Tot în această zi, în urmă cu 264 de ani, s-a născut poetul și dramaturgul Friedrich Schiller. Este una dintre cele mai mari personalități literare ale secolului al XVIII-lea, care a abordat temele vremii atât ca artist cât și ca filozof. Pe lângă vasta sa operă, una dintre maximele lăsate omenirii este "Lumea nu-ți poate dărui ceea ce nu primește de la tine". Pe 10 noiembrie, în anul 1945, s-a născut poetul iubirii. George Țărne a fost colaborator al televiziunii naționale, al radioului național, a fost director al diverselor festivaluri, dar a rămas și un mare poet. O parte din versurile lui au fost puse pe note, mai ales în sfera muzicii folk și pop și rock. În această zi de toamnă a anului 1940 s-a născut regizorul de teatru, film și televiziune Tudor Mărăscu, figură importantă a artei românești. A fost un foarte iubit profesor de regie de teatru și în arta sa a abordat toate genurile teatrale, de la drame și tragedii la comedii. Pe 10 noiembrie 1928 s-a născut Ennio Morricone, unul dintre cei mai mari și mai versatili compozitori din istoria artei filmului. Orchestrator, dirijor și trompetist, Ennio Morricone a semnat muzica a peste 500 de producții cinematografice. La librăria Humanitas din Cismigiu s-a desfășurat un eveniment deosebit organizat de editura Polirom și Institutul Italian de Cultură din București. Pasionații de literatură au fost invitați la o întâlnire cu romanciera italiană Donatello di Pietrantonio, prilejuită de împlinirea a 25 de ani de existență a colecției Biblioteca Polirom, în care au apărut și romanele Cea care se întoarce și Borgo Sud, ale distinsei scriitoare din peninsulă. Născută în anul 1963, Donatella di Pietrantonio este de profesie medic-stomatolog-pediatru. A început să scrie din pasiune și a debutat în 2011 cu romanul Mia madre e un fiume. Per me è stato un grande onore essere tradotta da una casa editrice così prestigiosa e ho apprezzato moltissimo la cura con cui Polirom ha lavorato sui miei romanzi. Io ho cominciato a scrivere da bambina, quindi la passione per la scrittura è venuta prima del mestiere, del lavoro di odontoiatra. În 2013 a apărut și cea de-a doua lucrare a autoarei, intitulată Bella Mia. Opera inspirată de dramele produse de cutremurul din anul 2009 care a lovit regiunea Abruzzo a fost nominalizată la premiul Strega și laureată a premiilor Brancati și Città di Penemosca. Cel de-al treilea roman publicat de scriitoare, sub titlul Cea care se întoarce, a avut un succes dincolo de orice așteptări, fiind vândut în scurt timp de la apariție în peste 20 de țări din întreaga lume și distins cu premiile Campiello și Napoli. A un certo punto però la scrittura è tornata potentemente e quando avevo quasi 50 anni ho provato a mandare un mio romanzo a un editore ed è cominciata questa seconda parte della mia vita. Il tema principale della minuta è l'abbandono che si subisce da bambini, da parte delle famiglie, da parte dei genitori. Sicuramente mi sono ispirata dalla mia vita
anche se io non sono mai stata abbandonata dai genitori. Ultima lucrare ieșită de sub tipar care poartă semnătura Donatelei di Pietro Antonio și intitulată Borgo Sud a fost nominalizată în 2021 la premiul Strega. Colaborarea odată începută și văzând reacția foarte bună a cititorilor români, am decis să continuăm și am achiziționat al doilea roman, care este continuarea romanului Cea care se întoarce. Am achiziționat recent, luna trecută, și drepturile pentru al treilea roman, care este un roman independent, L'età fragile, Vârsta fragilă, care va apărea zilele acestea, la sfârșitul acestei luni, pe 28 noiembrie, în Italia, într-un prim tiraj de, atenție, 100.000 de exemplare. Evenimentul bilingv în limbile română și italiană a fost moderat de scriitoarea și jurnalista Adela Greceanu. Alături de scriitoarea Donatella di Pietro Antonio au luat cuvântul criticul literar Dana Pârvan, directoarea Institutului Italian de Cultură din București Laura Napolitano, directorul editorial al editurii Polirom Dan Croitoru și traducătoarea volumelor Mirabela Găneț. Pentru că ne-am propus să descoperim și să valorificăm prezentul prin prisma a trecutului, vă propunem un festival care explorează viața urbană, arhitectura și orașele, prin filme, discuții, ateliere și tururi ghidate prin casele de patrimoniu. Ajuns la un prag aniversar, Urban Eye Festival are, la această ediție cu numărul 10, o temă controversată și provocatoare. Încotro ne îndreptăm așteptările și efortul. Ne ajută să găsim răspunsuri la întrebări invitata noastră și coordonatoarea proiectului, Monica Sebestien. Bună seara, bine ați venit la noi. Mulțumesc pentru invitație. Am văzut că este vorba despre un festival cu ediția a 10-a, ceea ce înseamnă deja tradiție, pentru care vă felicit. Da, mersi. Și bineînțeles că vă întreb cu ce gânduri vă amintiți că s-a pornit la drum acum 10 ani. Da, acum 10 ani eram un grup de prieteni, pentru că așa a început festivalul, împreună cu Irina Florea, Cătălina Ioniță și Mihai Alexandru, care din păcate nu mai sunt printre noi, dar am început împreună festivalul. Și ne-am dorit, noi eram toți în Universitatea de Arhitectură, predam arhitectura și ne doream să ieșim din acest cadru, să putem să comunicăm cu locuitorii despre oraș pentru a transmite cumva interesul pentru subiecte legate de oraș și de a-l privi din cât mai multe perspective. Nu doar arhitecturală, ci și să creăm un spațiu de dialog, de fapt, și de înțelegere a orașului. Idei care s-au dovedit a fi foarte bune, pentru că, iată, aveți această continuitate. Da, ne bucurăm foarte mult de un public care a fost alături de noi de la început și ne bucură că acest interes a rămas și a crescut. Sunt subiecte pe care noi le-am considerat de actualitate și fiecare ediție are o altă temă, dar am considerat că orașul este... Majoritatea dintre noi trăim în oraș. El ne influențează într-un fel sau altul, fără să ne dăm seama, și vrem să îl înțelegem, de fapt. Să vedem ceea ce ne oferă el, poate conștient sau mai puțin conștient, și să punem în discuție aceste lucruri. Care sunt manifestările acestei a 10-a ediții? Avem proiecții de film, acesta este un festival de film, deci în principal sunt proiecțiile de la Elvira Popescu, însoțite de discuții cu arhitecți, antropologi, urbaniști din diverse domenii. Și pe lângă acestea avem diverse evenimente dedicate și copiilor. Avem un atelier pentru copii, am avut un atelier pentru liceeni, care cred că sunt foarte importante pentru a începe această atenție legată de mediu de la vârste cât mai mici. Apoi avem tururile ghidate prin oraș, pentru că în cadrul festivalului noi vorbim despre diverse teme. În principal proiectăm documentare internaționale pe care le
facem legătura cu ceea ce se întâmplă de fapt în București. Dar care sunt casele? El, asta spuneam că facem și aceste tururi pentru ghidate. A avea o legătură directă. Și care sunt casele pe care le prezentați? Sunt clădiri de patrimoniu care în mod normal nu sunt deschise din zona Mitropoliei de data aceasta, dar la fiecare ediție avem alte case, alte teme. Și care au, bineînțeles, da, și poveștile lor. Și poveștile lor, da, pe care le descoperim împreună cu Ana Rubeli. Da. Care este viitorul? Cum vedeți viitorul? Da, viitorul, da, e o întrebare dificilă în acest moment. Viitorul apropiat, sigur, nu este foarte optimist, dar cred că pe termen lung există un potențial foarte mare. Și depinde de noi cum o să-l valorificăm. Da, știu că este un clișeu că orice criză este o oportunitate, dar într-un fel și chiar oricum, dacă ați este trecut peste 10 ani și ei la rândul lor cu probleme, cu siguranță veți trece în continuare și ne vom revedea aici peste încă 10 ani. Da, așa să fie și vă doresc succes. Vă așteptăm în continuare până duminică la Urban Eye. Mulțumim foarte mult și vă dorim mult succes. Și eu, mersi. Pe scena TNB a regizat numai puțin de 6 spectacole, toate jucându-se ani de zile în sute de reprezentații. În stagiunea curentă semnează 3 spectacole, care țin capul de afiș al Teatrului Național București. Secretul familiei Poschet, de Pinero, Titanic Vals, de Tudor Mușatescu și Omul care a văzut moartea, de Victor Eftimiu. Este vorba despre Dan Tudor, care se destăinuie la interviurile TVR semnate de Ioana Pavel. Interviul integral va fi difuzat la TVR Cultural mâine, 11 noiembrie, de la ora 22:30. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la interviurile Jurnalului Cultural. Astăzi poposim la Teatrul Național București și stăm de vorbă cu un actor, regizor, compozitor și scriitor. Dan Tudor, mulțumim că ai acceptat acest interviu. Să rămână, am acceptat cu bucurie, pentru că revenirea postului dumneavoastră în sufletele iubitorilor de teatru, de artă în general, e binevenit, așa că este chiar o bucurie și o emoție reciprocă. Stăm de vorbă despre tine acum și aș vrea să știu cum ai ajuns să faci teatru. O întâmplare, o întâlnire cu directorul Teatrului de Comedie de atunci, Silviu Stănculescu, a făcut să schimb traseul de șofer și să devin un conducător de destine de personaje sau de destine de sau de vehicul al operei autorilor pe care îi pun în scenă. Sunt angajat la Teatrul Odeon, după care, încă din timpul facultății, după aceea m-am transferat la Teatrul de Comedie și o întâlnire cu un regizor care a renunțat la un proiect în care eu jucam un personaj important. A făcut ca eu să-mi doresc să joc personajul ăla și să-l rog pe directorul de atunci al Teatrului de Comedie să mă lasă să termin eu spectacolul. Pentru că personajul principal mi se potrivea foarte tare. Ce făcea ăla se potrivea cu viața mea anterioară venirii în teatru. Și pentru că vorbim de anii de atunci, cine și-a pus amprenta asupra jocului tău? Asupra jocului meu, în primul rând, profesorul nostru de actorie. Eu sunt absolvent cu mândrie, spun, la clasa domnului Mircea Albulescu, Dumnezeu să odinească, și catedra întreagă era una extraordinar. Sunt ofițer, respectați-vă. Coronel Elachi, magistrat Poschet. Mă uitam pe biografia ta și am remarcat că ai jucat în peste 20 de teatre. Lăsăm la o parte regia, că vreau să vorbim despre asta. Ce înseamnă să schimbi așa, să joci dintr-un teatru în altul? Nu înseamnă că te-au invitat oamenii să joci, că ai o calitate în a te adapta destul de ușor. Dar mai multe sunt teatre în care am regizat, să știți. Ca să joci în teatru trebuie să fii propus de cineva, un regizor să te ia din Teatrul Național, în Teatrul de Comedie, de la Odeon, la Notaran, în primul rând trebuie să fii distribuit. Deci asta înseamnă că au avut nevoie de un tipar. Ne poți spune puțin despre spectacolul de la TNB? Da. E un spectacol care s-a născut prin eliminare. Ne-am gândit să facem ceva pe urmă, ceva pe urmă, până când am găsit grupul acesta de actori, 20 de actori, care pot funcționa foarte interesant și emoțional împreună, dar și din punct de vedere al relațiilor și respectului unii față de ceilalți. După Omul care a văzut moartea, realizând spectacolul Titanic Val, care a fost un spectacol
nu vreau să spun că e cel mai mare succes, dar haideți să o spun, că după părerea mea, spectacolul de cel mai mare succes al spectacolului cel mai de public al Teatrului Național a fost, până să fac eu Postchet, Titanic Vals. Atențiune! Zi păsărica că al minteri clipesc! Titanicul se joacă în continuare, se programează serii de 1000 de spectatori pe seară, iar noi am avut acum, cu două zile în urmă, Postchet, l-am jucat cu 2000 de spectatori în două zile și biletele nu mai erau, iar un mesaj de la sală, care mi se pare extraordinar pentru noi toți care facem seria asta, l-am arătat colegilor, când doamna șefa de sală mi-a scris: ce fac, sala e arhiplină și lumea tot mai vine. Și le-am arătat asta la un sfert de oră după ce trebuia să începem spectacolul. Nu-i frumoasă treaba asta? Doamnelor și domnilor, a fost Dan Tudor, eu sunt Ioana Pavel și vă dau întâlnire la următoarele interviuri ale Jurnalului Cultural. Mâine dimineață de la ora 11 debutează un nou sezon din seria de evenimente dedicate cititului Book Hub la Meneare. Lecturi cu Nona Rapotan, cu o ediție în care publicul are ocazia unei întâlniri rarisime cu nimeni altul decât scriitorul Ioan Temorar, care revine în capitala din Franța. Mai mult, întâlnirea avea loc în cadrul superb al muzeului Teodor Paladi. Aflăm totul despre ce vi s-a pregătit dacă alegeți să vă petreceți sâmbata la muzeu în compania unor lecturi și povești fascinante, chiar de la Nona Rapotan, jurnalistă, profesoară și organizatoare, și de la scriitorul Ioan Temorar, prezenți amândoi în studioul Jurnalului Cultural, și le spun bună seara. Bună seara. Și un bine ați revenit la televiziunea română. Mă bucur să revin. Domnul după Ioan Temorar. Ani. După câți ani, domnule Ioan Temorar? Din 91 am plecat din TVR, am mai avut o emisiune, am mai fost la Marii Români și cam atât. Și iată, acum, în calitate de scriitor, da, despre două volume ce vor fi lansate, noul sezon al Book Hub la Meneare pornește așadar de la aceste două volume despre Provența. 7 ani în Provence și Provence, Ținutul Secret, ambele apărute la editura Polirom. Cu ce veți delecta publicul, doamna Nona Rapotan? În primul rând, o să-l delectăm cu prezența lui domniei Ioan Temorar, prezența domniei sale, autorul. Nu, o să fie un sezon nou, într-adevăr. Nu o să, sper să ajungem la 10 sezoane ca Urban Eye Festival. Am gândit să ieșim, noi până acum lucram sau aveam întâlnirile în Galeria Franceză din Meneare. Am zis cu acordul sau la sugestia domnului director Călin Stăgehan să ieșim un pic și în celelalte muzee satelit și o să începem cu Muzeul Paladi din mai multe considerente, pentru că odată a fost anul Paladi și atunci au fost organizate 4 expoziții și cred că e cazul să facem legătura între Paladi, Provence și Ioan Temorar, pentru că o să fie o legătură foarte frumoasă. Nici el nu știe cum o să o fac. Va fi o surpriză pentru da, el. I-am promis Oricum el și-a așezat cele două coperți de carte în tocmai ca fotografiile a doi copii. Exact. Și nu e așa? Copii... Mai am câțiva, dar nu i-am adus decât pe ăștia cam doi. Cât sunt ceilalți? Câte volume? 12 volume am până acum. Mulți înainte și aceștia sunt ultimii doi copilași, ultimul, nu? Dar nu ultimul. Da? Dar mai nu recenți, ultimul. Cel mai recent, dar nu ultimul. Câtă vreme o să așteptări? Mai am vigoare, o să mai facem copii din ăștia. Cu ce așteptări? O să vin, mie îmi place întotdeauna să vorbesc direct cu publicul, nu să transmit mesaje, să fiu față în față, sigur, de formarea de la Divertis, ani de zile în care am comunicat cu publicul. În paranteză vă spun că tocmai ne-am întors cu Tony Grecu, cu Dorin Antonescu și Valentin Daria. Am avut un turneu în Canada de 3 spectacole. Deci foarte frumos. S-a reluat Montreal, Vancouver și Toronto. Acum, în calitatea mea de om care scrie, nu zic scriitor, că poate mulți și la arogă titlul ăsta sunt scriitor. Sunt un om care scrie, un om care împărtășește. Mie îmi place să împărtășesc. Dacă știu un lucru care cred că va servi și altora, îl împărtășesc. Dacă știu un restaurant bun, îl recomand. Dacă știu o expoziție extraordinară, o recomand. Cărțile acestea sunt recomandarea unor ținuturi, unor oameni, unor întâmplări de care m-am lovit, între ghilimele, oameni pe care i-am întâlnit, expoziții pe care le-am văzut. E
un fel de tribut pe care eu îl plătesc ținutului meu adoptiv. Dar care este legătura pe care o trasați între lectură, Provența și Muzeul Palladio? Păi, în primul rând, expozițiile, pentru că, într-adevăr, în cele două volume sunt destul de multe însemnări dedicate expozițiilor, pentru că Ioan Temoha, așa cum îi place să spună, e ambasador, dar pe persoană fizică. Și e la curent, surprinzător, e la curent cam cu tot ce înseamnă viață culturală în zona Provenței, dar și din România. Nu e rupt de niciuna dintre cele două lumi. Și exact asta m-a atras, pentru că este printre puțini scriitori care e interesat de partea asta artistică și o să ne legăm foarte mult de aspectul ăsta, o să avem și ceva surprize. Într-un fel, chiar jurnalul dumneavoastră face o trimitere spre Provența, pentru că Van Gogh a locuit acolo, a pictat acolo și a murit acolo, Picasso a trăit și a pictat și a murit acolo, Cézanne a trăit numai acolo și a pictat, deci... Da, e o zonă fertilă. Lumina aceea extraordinară pe care o caută pictorii se găsește în acest sud al Franței, la malul Mediteranei. Și evident, deci... o să facem legătura cu Palladio. Dar ca să-l pregătim puțin și pe domnul Ioan Temorar, cum este publicul care participă la astfel de eveniment? E foarte divers. O să aibă o surpriză, domnul Ioan Temorar, pentru că... E a treia. Încă. E a treia surpriză, da. Pentru că eu am primit foarte multe întrebări încă din septembrie, când o să reîncepem întâlnirile, pentru că deja avem un public stabil, un nucleu stabil, care este foarte heterogen din punct de vedere al vârstei, dar și din punct de vedere al pregătirii. Adică avem și tineri, adolescenți, avem și oameni în toată firea, oameni maturi, care pur și simplu sunt interesați doar de o discuție și pe marginea cărților. De data asta o să-i provocăm și la o discuție pe marginea expozițiilor, pentru că până la urmă suntem într-un muzeu și de ce nu să facem conexiunea. Am văzut printre expozițiile interesante pe care le-am văzut acolo o expoziție care m-a surprins, m-a șocat, picturile lui Bob Dylan. Marele cântăreț, Bob Dylan, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, pentru poezia pe care o scrie, este și un excepțional pictor. Și am văzut într-o galerie minunată dintr-o podgorie în Provence, eu zic Provence, pentru că, mă rog, așa îmi place, într-o podgorie, printre măslin și printre vițe de vie, există o galerie în care cobori cu umilință și acolo e făcută de Renzo Piano, un mare arhitect, și acolo am văzut lucrările lui Bob Dylan, excepționale. Astfel de povești, dar și multe altele, mâine, sâmbătă 11 noiembrie, la ora 11. Și vă dorim mult succes. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Vă așteptăm. Mulțumim. Și încă un eveniment teatral de neratat la acest final de săptămână. Teatrul de Comedie anunță premiera oficială a spectacolului A fi sau a nu fi, de Nick Whitby, în regia lui Vlad Masagi. Scenografia este semnată de Iuliana Vâlsan. Piesa se va desfășura la sala Radu Beligan, sâmbătă 11 noiembrie, la ora 19. Versiunea scenică a lui Nick Whitby, după filmul lui Ernest Lubitsch, A fi sau nu fi, a avut premiera pe Broadway la Teatrul Friedman în anul 2008. Cu toate că povestea piesei se întâmplă în al doilea război mondial în Polonia, există figurativ o lume paralelă cu prezentul. A fi sau a nu fi, al lui Nick Whitby, vorbește despre o trupă de teatru. Deci, practic, am avut un fel de joc de a... Teatru în teatru, un joc de realitatea și de imaginația. Actorii sunt actorii trupei teatrului de comedie și în același timp ei erau actorii teatrului Polski din Varșovia. Anul e 2023, acolo era 1942. Situația istorică e una extraordinar de asemănătoare, cea din trecut cu cea din prezent. Tema spectacolului însă rămâne totuși teatru, ideea de teatru, de magie și de umanitate. Situația în care se află personajele din piesa asta nu este o situație comică, este o situație dramatică, dar pentru că este privit un pic câș de către autor,
atunci ea devine comică. Adică, și ce e comic este că spectatorul știe în ce situație se află actorii și vor să vadă cum se descurcă ei în situația aia, care însă este o situație de viață și de moarte. Adică dacă ei ar fi descoperiți în farsa pe care o joacă celor de la Gestapo, ei ar fi uciși. Acest spectacol nu este despre război sau despre violență, ci, din contră, e despre candoare, curaj, imaginație și inteligență. Adică despre a fi om. Este o declarație de dragoste pentru teatru și făcătorii de teatru, începând cu actorii și ajungând la mașiniști și cabiniere. Forța iluziei este reprezentativă în acest spectacol despre joaca cu convenția teatrală care ne leagă pe noi, publicul, de cei de pe scenă prin magia teatrului. Am citit textul, am luat propunerea lui Vlad și am pornit de la mecanismul teatrului pe care l-am deconstruit și a fost o foarte mare plăcere să devoalez mecanismele de funcționare ale teatrului publicului, lăsând culisele să cadă și ochiul publicului să pătrundă acolo unde ajung la sufletele neactorilor, cu emoțiile lor, cu lipsa de cenzură și lipsa de experiență pe scenă, pentru că ei fac totul la vedere, schimbările se fac la vedere cu rapiditate. Am creat o insulă în interiorul scenei unde se întâmplă absolut tot. Și în același timp, inevitabil, am vrut să merg foarte departe în detaliile costumelor reconstituite ale spiritului epocii pe care textul o propunea, iar în costume militare să merg unul la unul în veridicitate. La final, spectatorul își va pune, sper, aceeași întrebare hamletiană: a fi sau a nu fi om? Și încă o premieră pentru finalul acestei săptămâni. Cei mai mari, dar și cei mai mici sunt așteptați mâine și duminică dimineață de la ora 10 la Ileana Cea Vitează, la Teatrul Național de Operetă Ion Dacian din București. Spectacolul, o premieră, își dorește să reia legătura dintre copii, adolescenți și oamenii mari de azi și poveștile noastre nemuritoare de altă dată. Așadar, puteți să o însoțiți pe Ileana Cea Vitează în aventura ei fantastică, plină de provocări și de lecții de viață, sâmbătă și duminică, la Teatrul de Operetă Ion Dacian. Este în pregătire un spectacol electrizant care va avea loc pe data de 14 noiembrie la Sala Palatului. Ni se promite o experiență unică, emoții la superlativ, energie și forță într-un show marca Adrian din Inima Enache, astăzi intitulat Io Nebunie. Așadar, știm cine este protagonistul, dar e bine să aflăm și despre ceilalți artiști speciali care urcă pe scenă alături de ei în acest mega spectacol: vocile feminine Teoroz, Alexandra Ungureanu și Bela Santiago și invitatul special Dida Drăgan. Din aceeași inimă vă spun și eu că va fi un show plin de adrenalină în manieră pop-rock, cu piese naționale și internaționale interpretate de mari voci, acompaniate live de bandul Bela Santiago și baletul High Class. Alături de mine în platoul Jurnalului Cultural sunt Alexandra Ungureanu, pe care o veți asculta marți în cadrul spectacolului, și Daniel Sindilă, producător executiv. Dar înainte de a întâmpina pe invitații noștri, vă propun să urmărim câteva impresii înainte de eveniment. Adrian Enache revine pe scena Sălii Palatului cu un eveniment intitulat E o nebunie. Rock never die! Da. Un super show în care îmbinăm experiența unor artiști de clasă, de valoare națională și internațională, cu tinerețea și talentul noii generații, și o să vedeți pe scenă marea voce a rockului feminin românesc, Dida Drăgan, alături de Teo Rose, de Bela Santiago, de Alexandra Ungureanu și de Diana Enache, fetița mea care va cânta prima dată în calitate de mămică. Pentru că e un spectacol pop-rock cu poveștile
de la începutul carierei mele de muzician, în care am început cu muzica rock și de aia l-am și folosit, l-am lângă mine pe chitaristul cu care am început să cânt rock la Galați, pe Nicu Patoi, care la ora asta este unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun chitarist din România. L-am pe Flavius Teodosiu, cel mai bun saxofonist, am big band-ul Dan Dimitriu Band, am trupa rock Krypton cu care am cântat la începutul anilor 90 cu Eugen Mihăescu și băieții. O să auziți hituri mondiale, hituri naționale și hituri care nu prea s-au mai cântat, ce zici de un Led Zeppelin, de un AC/DC, de... o să auziți Judas Priest, este concert preponderent rock. Concertul va avea loc pe 14 noiembrie și va cuprinde piese naționale și internaționale interpretate de mari voci, acompaniate live de trupa condusă de Dan Dimitriu și baletul High Class. Cu ce surpriză ne vii? Cu o prima audiție, Lumina din ochii tăi, care îi aparține lui Codruz și, pe urmă, cânt o piesă lentă. După spectacolul Sold Out de anul trecut, scena Sării Palatului va fi din nou pregătită pentru o nebunie cu multe surprize. Un show plin de adrenalină, în manieră pop-rock, cu piese naționale și internaționale interpretate de mari voci, acompaniate live de trupa condusă de Dan Dimitriu și baletul High Class. Abia vă aștept și eu cu inima deschisă, pentru că va fi o experiență minunată. Anul acesta, conceptul Adrian din inimă, Inache, vine într-o formă mult mai dinamică, așa că va fi așa cum suntem noi, nebuni cu toți. Eu nebunie, așa se și intitulează și vă asigur că așa va fi. Să știi că, pe măsură ce am înaintat și eu în vârstă, ca să zic așa, am devenit din ce în ce mai familiarizată și îmi place din ce în ce mai mult rock-ul. Deci s-ar putea ca pe la 40-50 de ani să mă vezi cu tatuaje, cu un Harley, cine știe, viața ți oferă foarte multe nebănuite. Concertul de la Sala Palatului va prezenta o serie de invitați special, printre care Dida Drăgan. Trei mari voci feminine vor urca pe scenă alături de Adrian Enache, Teo Roz, Alexandra Ungureanu și Bela Santiago. Din spectacol nu vor lipsi șlagările reorchestrate în manieră proprie din repertoriul Adrian Enache's Project, cu Diana Enache și Rareș Varniote. Da, trebuie să spunem prietenilor noștri și telespectatorilor noștri că vorbesc acum și în calitate de producător al acestui eveniment, un eveniment de fapt preluat de Televiziunea Română și difuzat probabil în zilele de sărbători pe TVR2. Și în această calitate fac o rectificare. În urmă cu puțin timp, trupa Dan Dimitriu s-a retras din acest proiect și a fost înlocuită cu trupa Belei Santiago, așa cum am făcut prezentarea la început. Le dorim tuturor mult succes în această nouă încercare. Bela Santiago era oricum prezentă pe afiș, iar împreună cu trupa ei, trupa Bela Santiago, urmează a fi făcute niște turnee naționale, adică un turneu național, primul dintre orașe fiind 24 noiembrie, Bacău. Dar acum vorbim despre 14 noiembrie, București, cu invitații mei, Alexandra Ungureanu, una dintre vocile prezente în spectacol, și Daniel Sindilă, producător executiv. În primul rând vreau, Daniel, să te întreb pe tine, ce crezi în viziunea ta, ai fost producător și anul trecut, că aduce nou anul acesta față de anul trecut? Ce ai simțit? Ai fost prezent puțin și la repetiții, astăzi la ședința tehnică din televiziune. Bună seara dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Păi am simțit că mergem mai departe, am simțit că o să fie o continuitate a ceea ce a fost anul trecut și mă bucur foarte mult că mergem pe acest concept, pe o nebunie, pentru că această melodie compusă de regretatul Mihai Constantinescu este, cred eu, una din melodiile de referință ale lui Adrian Enache, fiind o melodie veselă, fiind o melodie care practic îl reprezintă, el fiind atât de efervescent și emanând atâta pozitivitate, melodia asta îl reprezintă foarte bine și mă bucur foarte mult că am hotărât cu toții să dăm titlul spectacolului de la Sala Palatului o nebunie, pentru că într-adevăr va fi o nebunie. Întrucât, pe lângă invitații de marcă pe care avem, alături de regizorul Daniel Ordăchioare, care anul trecut s-a întrecut pe sine și ne-a convins că și anul acesta tot el trebuie să regizeze acest spectacol, va fi un decor extraordinar, cu
cum cred că rar vedem la Sala Palatului. Și ce vreau să subliniez cel mai mult este că aceste spectacole pe care noi am început să le facem, le facem în primul rând pentru că suntem pasionați, le facem din pasiune. Nu am gândit-o nicio clipă comercial. Din inimă. Din inimă. Și din inimă. Cum spune și titlul, da. Alexandra, tu ai o poveste, povestea unei anumite piese pe care o vei cânta de data aceasta împreună cu Adrian, deși povestea are piesa are o poveste. Da. Bună seara, zic și eu. Sunt foarte încântată să fac parte din acest spectacol extraordinar, o producție într-adevăr de zile mari la Sala Palatului, gândindu-mă cum de fapt l-am văzut o prima dată pe Adrian Enache pe scena Casei de Cultură din Onești, când eram foarte mică și a apărut așa ca o explozie și cumva o nebunie de om, de artist, așa cum l-am cunoscut. Cine s-ar fi gândit că atunci micuță, cum eram acolo căzută în admirație din public, voi ajunge peste ani să fiu alături de el pe o scenă atât de mare a acestei țări. Și iată, ne-am mai revăzut în anii din urmă și am reușit abia anul trecut să-i povestesc cum de fapt unul dintre cele mai mari hituri din cariera mea, Aprinde Dragostea, e o piesă care la un moment dat a fost i-a fost destinată. Eu știu, și n-am mai ajuns la el, pentru că așa s-a întâmplat, dar cât de fain că avem ocazia să o cântăm împreună. Și nu numai că a ajuns la tine, dar ai făcut și din ea un adevărat hit, care iată va fi interpretat pe scena Sălii Palatului. Da, deja mi se face pielea de găină, că mă gândesc cum o să cânte o sală întreagă. E o piesă care aduce multă bucurie, o piesă pe care lumea o iubește și cu atâtea mii de voci împreună. Wow, abia aștept. Da, eu cred că într-adevăr se va cânta mult, pentru că vor fi șlagere, atât românești cât și internaționale, piese recunoscibile de către public și se va cânta, pentru că anul trecut s-a creat un vibe puternic, o atmosferă puternică și frumoasă, generoasă, așa cum este sufletul lui Adrian, și de aceea sunt convinsă că atmosfera va fi și anul acesta extraordinară. Alături de tine, Alexandra, ai văzut deja la repetiții, va fi și Teo Roz, va fi Bela Santiago cu trupa Belei Santiago, dar sunt și alte prezențe masculine. Bineînțeles, în afară de regizorul Daniel Iordăchioaie, cine mai cântă? Am văzut că cei de la Krypton, da? Vor da, fi acolo. Trupa Krypton. Nicu Pato, iarăși un chitarist de excepție, care am avut ocazia să cânt și eu peste ani și mă bucur că vom fi pe aceeași scenă. Nici prezența lui Nicu Patoi nu este întâmplătoare. Ea se datorează faptului că Adrian a debutat cu rocul și cu trupa Phoebus din Galați alături de Nicu Patoi. Vorbim de anii 1986-87. Okay. Tudor Turcu era la repetiții. Da. Tudor Turcu, o voce foarte bună, o voce rock puternică, un câștigător X-Factor, la fel ca și Bela Santiago, de altfel. Și anul acesta deschidem cumva scena și pentru tineri. Cred că este important, nu? Așa este. Să încurajăm tinerii și faptul că am ales în repertoriu și trei tinere pe care telespectatorii le vor vedea la Sala Palatului, Elif Roșoga, Mădălina Roșoga și Alicia Munteanu, este pentru că ne dorim să ducem mai departe, nu? Și să încurajăm și tinerii, așa cum și voi, cum ai spus tu, de festivalul de la Onești, ați fost la rândul vostru încurajați, nu-i așa? Wow, ce șansă extraordinară pentru un tânăr să fie pe scenă așa de mare și să îi se dea aceste aripi. Și nu întâmplător am lăsat spre final Diana Enache, fata lui Adrian Enache, care ne-a făcut bunici și este pentru prima oară o prezență pe scenă, cu emoțiile pe care deja le-ați văzut în reportaj, împreună cu Rareș Varniote, cu acest proiect al lor, Adrian Enache's Project. Sper că n-am uitat pe nimeni. Diana va fi potențată foarte mult de un cor de copii condus de Cristina Manoliu, Sunetul Muzicii, și va fi un eveniment deosebit acest al apariției pe scenă din nou tată-fică, dar de data aceasta atât de încărcat de emoții. Iar pentru final l-am lăsat pe Daniel
să ne spună despre Dida Drăgan. Dida Drăgan, prietena noastră, vocea de foc și cu a cărei întâlnire ne onorăm, adică suntem extrem de, de bucuroși și ne-am bucurat să vedem că și ea este foarte bucuroasă și abia așteaptă după 35 de ani de când n-a mai fost la sala Palatului. Pe mine mă încearcă o emoție pe care nu o pot descrie prin cuvinte. Vorbeam cu Alexandra în culise, îi povesteam că câteodată în anii 90, când marii noștri artiști au fost cumva marginalizați, nu spunem mai multe, însă atunci eram copil și m-am gândit, nici măcar n-am visat, pur și simplu mi-a trecut un gând prin minte și mi-am spus că dacă vreodată voi putea face ceva pentru a arăta gratitudinea față de mari artiști ai țării noastre, am să o fac pur și simplu, fără niciun fel de echivoc. Și iată că atunci când am decis lista artiștilor, ți-aduce aminte că ți-am spus că vreau cel puțin să avem în distribuție un artist din generația de aur. Cât despre doamna Dida Drăgan, ce pot să spun? Eu am un playlist de Spotify, cred că peste 50% muzică românească și muzică românească a anilor 70, 80, 90 și 2000. Nu am și muzică nouă, dar mă bucur foarte mult că una din divele României, da, va fi pe scena Sălii Palatului și se va bucura încă o dată de extraordinarul public pe care l-are sala Palatului, pentru că acolo este un vibe care se creează, o atmosferă cum nu prea găsești în nicio altă sală de spectacole din România. Publicul este extraordinar și este extraordinar pentru că pe scena aceea nu urcă oricine. Iar sala Palatului pentru fiecare artist este un barometru. Exact asta vreau să o întreb pe Alexandra, că este un artist. Ce înseamnă sala Palatului asta din România și cum este să organizăm oare un asemenea spectacol în România, la sala Palatului, la Palat, cum spun unii. Exact, de ce este atât de important pentru un artist? Clar este unul dintre puținele venue-uri de concerte de la noi, dar este un simbol de ani de zile și cumva este încununarea unei cariere. Da? Da, adică în momentul în care ajungi să vinzi bilete și să umpli sala Palatului, vine acolo la portofoliu tău ca o chestie cu foarte mare greutate și punerea în scenă unui show care să adune lume și tu ca artist, ca brand să reușești să vinzi bilete, reprezintă într-adevăr un lucru foarte important pentru o carieră. E ceva ce evident mi-am dorit. Am mai fost nu de foarte multe ori prezentă pe scena Sălii Palatului. Dacă ar fost premieră, cred că leșinam de emoție, dar am atunci avut când ai fost prezentă prima dată, da, ai avut emoții mari. Am avut, dacă nu mă înșel, a fost cei de la Holograf și nu mi-aduc aminte pentru că eram foarte foarte emoționată. Foarte emoționată, impresionată de moment. Nu mi-aduc aminte. Asta înseamnă că trebuie să începem să pregătim deja nu evenimentul de anul viitor, pe care deja îl pregătim, ci pe lângă acela, încă un eveniment pentru Alexandra Ungureanu, încununarea unei cariere, deși și ea are încă multe de spus. Da, eu recunosc că îmi doresc, pentru că sunt născută în decembrie și sunt foarte atașată de perioada sărbătorilor, îmi doresc un spectacol de Crăciun, deși, mă rog, s-au creat niște tradiții legate de Crăciun la sala Palatului. L-am pe listă, nu la anul, poate peste doi, dar până atunci ne vedem pe 14 noiembrie, da. Imediat. Așa o să facem. Trebuie să mai spunem telespectatorilor noștri că l-am fi vrut alături de noi și pe regizorul spectacolului Daniel Iordăchioaie, dar repetă de zor pentru că datorită prezenței trupei Belei Santiago în ultimele momente, iată, s-au făcut niște schimbări. Sigur le vom face față, sigur vom face față acestei provocări, iar publicul nostru va vedea marți 14 noiembrie un spectacol foarte modern, foarte viu, așa cum sunt de altfel membrii trupei Belei Santiago și, bineînțeles, toți ceilalți invitați ai noștri. Vă mulțumim că ați venit. Dumneavoastră vă dorim un weekend plăcut, să ne regăsim cu bine în sănătate și pace.